Ai grijă de tine. Emisiune recomandată de Fares Orăștie. Fares, profesioniștii plantelor. Vacanța de vară înseamnă pentru cei mai mulți dintre noi plajă, odihnă, relaxare și, de ce nu, mâncare fără restricții. Câteva sfaturi utile pentru silueta noastră înainte de această încercare grea care este concediul de vară primim de la doamna doctor Daniela Bușneag, medic primar, medicină generală, competența pe fitoterapie și homeopatie. Bine ați revenit, doamna doctor! Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație! Să-i spui cuiva care aștepta concediul un an de zile, nu mânca, abține-te mai ales de lucrurile care îți plac, e ca și cum l-ai jigni. Da, mai ales dacă și-a făcut rezervare all-inclusiv undeva în țările frumoase și însorite. Totuși, ce putem face ca să nu venim din vacanță cu o siluetă mult rotunjită și nici să nu fim frustrați? Exact. Pentru că, într-adevăr, mâncatul este o bucurie a vieții și faptul că te reții în a gusta puțin din ceea ce îți place aduce multă frustrare. Putem face o cură personalizată, pentru fiecare se poate face cu ajutorul plantelor medicinale. De ce? Pentru că plantele medicinale pot da rezultate eficiente, de durată, sigure. În primul rând că sunt singurele medicamente, plantele, care pot iniția un proces de slăbire eficient prin detoxifierea organismului. Tot plantele fac să se intensifice termogeneza, lipoliza, adică arderea grăsimilor. Tot ele pot aduce sațietate. Deci putem să facem cură de slăbire, dar să ne simțim în siguranță și cu burta plină. De fapt, asta este una dintre marile probleme ale curii de slăbire. Exact. Și senzația aceea supărătoare de foame. Mai pot face un lucru foarte important. Pot controla apetitul. Pentru că marea problemă în curile de slăbire este apetitul. Apetitul este semn de sănătate, dar când el ajunge să-ți facă mai mult rău decât bine, adică te pune în situația de a acumula kilograme după kilograme, atunci trebuie făcut ceva, evident. Iar când apetitul este excesiv, este semn că un dezechilibru pe acolo din organism există. Când apetitul este excesiv, puteți apela la capsule din plante medicinale, capsule care au în compoziția lor Hudia gordonii, spirulină, cicoare, fibre, sena. Hudia gordonii, de exemplu, este o plantă originală din deșertul Kalahari, pe care nomazii o mestecau, puteau călători zile întregi fără a avea senzația aceasta de foame și aveau totuși energie să facă drumurile acestea. De ce? Pentru că Hudia gordonii are o substanță activă în compoziție, asemănătoare cu glucoza, de 100 de ori mai puternică, acționează la nivelul hipotalamusului, pe centrul sațietății și, practic, apetitul este mult diminuat, adică nu mai ai poftă să mănânci, să-ți umpli burtica. Iar această plantă o găsim sub formă de capsule? Sub formă de capsule, alături de spirulină și alături de cicoare și de sena. De exemplu, spirulina, nu știu dacă știați, conține proteină de cea mai bună calitate, 70% proteină, mai multă decât în carne. Conține omega-3, omega-6, care ajută la topirea grăsimilor. Deci, practic, aceste capsule îți dau și energie multă, dar au și acțiune de ardere a grăsimilor. Mesteacănul iar este o plantă care ajută, de asemenea are acțiune lipolipemiantă, activează eliminarea deșeurilor pe cale renală, a diurezei. Cicoarea este practic creează senzația de sațietate și cicoarea este un foarte bun drenor al lipidelor, al grăsimilor. Acționează la nivelul ficatului, protejându-l de încărcarea grasă care poate să se întâmple la persoanele care mănâncă în exces, mai ales alimente cu multe proteine, cu multe grăsimi. Aș dori să vorbim un pic și despre alimente, pentru că nu ne putem hrăni doar cu capsule și ceaiuri. Spuneți-mi, vă rog, care sunt regulile de bun simț alimentare pe care am putea să respectăm în concediu. Una dintre regulile de bază ar fi să evităm concediile de tip all-inclusiv, asta exact. E clar. Și să evităm concediile lungi. Să avem concedii mici și dese. Am să vă spun că putem trăi și cu plante. Am realizat, avem un complex de pulberi din plante fiind măcinate foarte bune la gust, care pot înlocui
două mese ale zilei. Se poate pune o lingură dintr-un produs care are în compoziție in, psilium, tărâțe de grâu, cicoare, topinambur, care reglează foarte bine nivelul glicemiei. Se poate amesteca cu iaurt sau cu suc de fructe și se poate lua câte o lingură de două ori pe zi înaintea mesei de dimineață și de seară. Persoanele care au tendință la constipație pot lua chiar două linguri din acest produs, care, așa cum am spus, este foarte bun la gust. Și trebuie, evident, ținut cont de a nu face excese. Adică e bine să mâncăm un singur fel de mâncare la masă, tipul de mâncare care ne tentează cel mai mult. Se pare că noi putem digera și avem enzime în stomac pentru acel aliment care ne tentează cel mai mult. Să facem pauze între mese de 3-4 ore, astfel încât să dăm timp stomacului să macine, să crutineze bolul alimentar, să bem multe lichide. Dacă vreți să aveți o siluetă cât mai zveltă, puteți folosi unul din ceaiurile care se găsește în farmacii, un ceai care are, de exemplu, în compoziție lavandă, mentă, sena, mai are mușețel. Și acest ceai se poate bea dimineața și seara, se pune peste o linguriță de plantă apă clocotită, se infuzează 10-15 minute, ceaiul trebuie băut neîndulcit și trebuie să nu fie corelat cu alimentația. De asemenea, este bine să bem, în afară de ceai, foarte multă apă. Pe perioada verii nu trebuie să ne lipsească minim 2 litri de lichid. Evident că putem face ceaiul de dimineață și putem să-l bem pe parcursul întregii zile, de exemplu ceaiul pentru purificare și drenaj. Și o altă soluție ar fi să încercăm ca alimentele despre care știm că nu sunt benefice siluetei, să le concentrăm în prima parte a zilei, atunci exact. Când procesele metabolice funcționează la maximum și organismul va avea timp astfel să consume și să nu depună exact. Totul sub contează forma de grăsime. Contează foarte mult cantitatea de mâncare care o consumăm, calitatea mâncării, cât lichid bem și câtă mișcare facem. Acestea cred că sunt niște indicații, eu zic, prețioase pentru cine vrea să-și mențină o siluetă cât mai aproape de... Nu zice nimeni să te duci la sală în concediu, dar ai putea să profiți de orice ocazie pentru a face mișcare. Plimbă-te pe malul mării, aleargă pe exact. Malul mării, înoată și... Da, și nu considera că e foarte greu să iei un borcan cu fibre cu tine sau nu considera că e... Mă duc în concediu, mă duc cu ceaiul după mine, da, oricum... Pe lângă ceai... cele 5 perechi de pantofi intră și un borcanel, exact, nu? Exact. Vă mulțumesc tare mult. Cu plăcere. Vă mai așteptăm pe la noi. Suntem aici săptămâna viitoare, sâmbătă de la ora 11. Până atunci aveți la dispoziție pagina noastră de Facebook, pe care aștept mesajele voastre. Să aveți o săptămână minunată și multă grijă de voi. La revedere! Până la viitoarea întâlnire, ai grijă de tine cu Fares Orăștie. Fares, profesioniștii plantelor.